Tânăra din Comrat, care acum un an și-a omorât cu bestialitate mama, nu-și va ispăși pedeapsa în pușcărie. Informația ne-a fost confirmată de fostul procuror al municipiului Comrat, Victor Câlcic, care susține că decizia a fost luată după ce o comisie de experți a constatat că fata nu avea discernământ când a comis crima. Aceasta va rămâne însă internată într-o clinică de psihiatrie până se va vindeca. Deocamdată nu se știe care este evoluția stării de sănătate a acesteia și nici când va fi cerută eliberarea ei. Printr-un comunicat de presă, Procuratura Generală menționează că tânăra a fost recunoscută vinovată, însă nu și va ispăși pedeapsa din cauza problemelor mentale. Decizia a fost emisă de judecătoria din Comrat încă în 29 noiembrie. Eliberarea tinerei de răspundere penală vine în pofida declarațiilor procurorului de caz, care susținea că aceasta nu va scăpa de pedeapsă, chiar dacă experții vor stabili că a acționat fără discernământ. Anterior, avocatul fetei menționa că aceasta nu era drogată în timpul comiterei crimei, așa cum afirmau procurorii, însă suferea de afecțiuni psihice, deși nu se afla în evidența psihiatrului. Tânăra a fost adusă în sala de ședințe o singură dată, când procurorii au cerut 30 de zile de arest. Ulterior, aceasta a avut loc în lipsa ei, deoarece era internată într-o clinică de psihiatrie. Crima a fost comisă în 11 decembrie anul trecut, când fata de 21 de ani și-a omorât mama de 40 de ani cu o cruzime de neimaginat. Potrivit anchetei, între cele două ar fi izbucnit un conflict. Acum ucigașa este internată în clinica de psihiatrie din capitală, iar la fiecare 6 luni va fi supusă unui nou control medical, în baza căruia instanța va decide schimbarea măsurii de constrângere.